Realitatea zilelor noastre aduce o nouă dependență în rândul tinerilor. Majoritatea dintre aceștia își petrec mult prea mult timp pe device-uri, fără ca măcar să-și dea seama. Nu de puține ori a intrat în panică atunci când semnalul la internet a fost slab și n-ai mai putut să răspunzi la mesaje. Odată ce internetul a căzut, te-ai simțit singur, fără prieteni și fără activitate. Așa se caracterizează o nouă formă de dependență, cea de tehnologie. În străinătate deja există un centru de tratament pentru dependenții de internet. Potrivit unui studiu, tinerii își petrec în medie 7 ore zilnic navigând pe internet. Aproximativ 95% dintre aceștia utilizează în special rețelele de socializare pentru a fi în contact cu alți prieteni, pentru a trimite mesaje, pentru a urmări activitatea cunoscuților și pentru a posta fotografii. Mai multe fete decât băieți utilizează rețelele de socializare pentru a se informa și mai mulți băieți pentru a socializa. Sorina este studentă în anul 6 și, deși este foarte conștiincioasă, mărturisește faptul că își găsește întotdeauna timp și pentru socializarea în mediul online. Petrec cam jumătate de zi, deci non-stop pe telefon, mai mult pe Facebook, Instagram și diverse căutări pe Google. Chiar dacă mediul online a devenit o modă anului 2018, medicii avertizează, nu este deloc de ignorat această dependență și are efecte negative la care poate nici nu ne gândeam. Printre modificările de comportament care apar din cauza dependenței, obezitate, anxietate, apar și multe probleme la nivel psihologic. Există niște modificări care au implicații foarte serioase. Spre exemplu, creierul este cumva inundat de dopamină. Dopamina este neurotransmițătorul responsabil cumva pentru o stare de bine. El se secretă atunci când primim recompense sau avem o stare de plăcere. În mod normal, ca să obținem dopamina, e nevoie să depunem niște eforturi. Însă tehnologia ne o dăruiește în grade foarte mari, foarte ușor. Atunci când se întâmplă asta, înseamnă că eu nu mai am voința necesară să mai depun eforturile de a mă întâlni cu tine, de a stabili niște întâlniri, de a mă strădui să fiu într-un anumit fel. Noi vă mulțumim pentru atenția acordată și de această dată și vă propunem un mic joc. Întrebați-vă la finalul fiecărei zile aproximativ câte ore v-ați petrecut pe aceste device-uri.